Am găsit prieteni, tatăl unui copil din China a fost foarte surprins că în momentul în care și-a dus copilul să vadă băiețelul să viziteze o grădină zoologică, în cușca destinată leului se afla un golden retriever. Era de aceeași culoare, avea blana de aceeași culoare cu leul și ăsta ar fi singurul lucru pe care îl aveau în comun cele două animale. Întrebați lucrătorii de la grădina zoologică ce s-a întâmplat, au spus că leul a fost relocat, a fost dus într-o altă locație și că lucrurile astea se mai întâmplă. Însă tatăl copilului se întreba ce ar trebui să-i spună băiețelului în momentul în care a văzut loc de leu și un câine. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat în China, nu este prima oară. O altă grădină zoologică a întâmpinat aceeași problemă. Un lup a îmbătrânit, a murit și atunci în cușca lor, cei de la grădina zoologică au ales să pună un Rottweiler. De ce n-au lăsat cuștile goale așteptând un nou exemplar? Cei de la grădina zoologică nu au răspuns. Cert este că mie mi s-a părut cel puțin amuzant ce să-i spui băiețelului tău că uite așa arată un leu, nu are coamă, e puțin mai mic, un pui de leu, nici măcar n-aveau nicio asemănare. O întâmplare foarte, foarte amuzantă recentă în China. Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni!